În weekend, CSM Slatina a susținut pe stadionul 1 mai din orașul nostru etapa 5-a a play-out-ului Ligii a doua. Farul Constanța a fost echipa care a luptat contra slătinenilor pentru cele 3 puncte puse în joc. Un meci în care jucătorii de la CSM s-au văzut conduși din minutul 2 al partidei, iar scorul final a fost 1-3. N-am mai repetat jocurile bune din etapele trecute, suntem dezamăgiți. Efectiv, le-am făcut cadou. Toate 3 golurile marcate de ei au fost cadouri făcute de noi. Greșeli personale, greșeli începem din minutul 1 cu 0-1, a fost greu, egalăm, iar apoi la faza următoare primim gol. Totul a fost, ca să zic așa, pe dos astăzi. Suntem bucuroși că am luat cele 3 puncte, ținând cont că acum 3-4 etape am avut meci cu ei și pot să spun că practic am pierdut 2 puncte aici și acum ne-am luat revanșă. Prezent la meciul de la Slatina, Ciprian Marica, finanțatorul constanțenilor, își dorește să readucă echipa sa în elita fotbalului românesc. Deocamdată vrem să terminăm și să câștigăm acest play-out. Va fi foarte important cum ne organizăm, ținând cont de unde am plecat și unde suntem, ne declarăm mulțumiți, însă sigur că ne dorim mai mult și întotdeauna Farul, o echipă care spune povestea unei comunități și comunitatea constanțeană este o comunitate mândră, ne dorim să jucăm în prima ligă. Vineri 30 aprilie, CSM Slatina va susține în deplasare ultimul meci din play-out-ul Ligii a doua cu gruparea Fotbal Comuna Recea.